Protest solitar. Da, imediat. Stai să descurcă. Vreau să bată soarele pe lume. De ce fără soare nu merge? Unu, unu, doi, trei. Frați români, ce salut! Un apel foarte important prin cel primordial. Numele meu este Sucu Ambrozie. Sunt regizor principal pentru unele evenimente foarte importante. În ziua de 7 aprilie, 8 aprilie, începând cu orele 10 dimineața, până la 22, în Calea Victoriei, la statuia Iuliu Mariu, eu, organizator pentru proteste legale, precum scrie Constituția României, chem alături de mine, ca organizator principal pentru proteste, pregătim în Calea Victoriei, pe 7-8 aprilie, o scripteie, o flacără, adevărată democrație și revoluție în care toți românii trebuie să fim uniți cu mic cu mare pentru o schimbare, pentru o revoluție 100% ca la carte, fiindcă nu se mai poate. Dacă dorim să facem pace, dacă dorim să facem dreptate, avem o singură soluție, o altă revoluție 100% ca la carte, dragi români, fraților, se poate prin solidaritate, prin fraternitate, prin uniți cu mic cu mare, toți vom face o mare schimbare, o mare sărbătoare. Veniți alături de mine, fondator Sucu Ambrozie al partidului. Pace, dreptate, construcția României. Autorizația este luată pe persoană fizică, pe mine, Sucu Ambrozie, care vă chem alături de patrioți, alături de nemulțumiți, alături de adevărați români neînfricați, nemulțumiți. Ce dorim să facem? Pace! Ce dorim să facem? Dreptate! Ce dorim să facem în 7-8 aprilie, în Calea Victoriei? De unde? Și este simbolic Calea Victoriei? Spre pace, dreptate, fraternitate, o revoluție cu victorie pe Calea Victoriei în față la acele trei ministere foarte importante, ca Ministerul de Interne, fie și alături și Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Fraților, în România această pandemie, ce a fost o afacere murdară pentru guvernanți și o bătaie de joc, o manipulare. Trebuie să spunem stop la hoții de la putere, ce în România au strecurat doar durere. Au furat fiecare guvern bani de la Uniunea Europeană și nu s-a gândit ca toți românii să trăiască în pace, solidaritate și fraternitate, toți pentru unul și unul pentru toți. Nu se mai poate, fraților, veniți alături de Sucu Ambrozie, unul pentru toți și toți pentru unul. Frate, filmează și spatele! Filmează și spatele. Au murit zeci de mii de oameni din cauza virusului și el zice că e plandemie. Nu i-a murit rui vreo rudă. Și de asta crede povești. Fondator al partidului, dar a notificat primăria despre meeting pe persoană fizică. Luptăm, luptăm, luptăm și luptăm.